Președinte de ședință, stimați colegi, declarația de astăzi se intitulează Investiții în apărarea țării, nu mai pot întârzia. Pacea de care se bucură țara noastră în aceste vremuri tulburi pare să nu ne ferească de tragedii. Săptămâna trecută, pe 2 martie, capitanul Costinel Iosif Niță, pilotul unui MiG-21 Lancer, s-a prăbușit în județul Constanța, în apropiere de localitatea Cogealac, în timpul executării unei misiuni de patrulare aeriană de rutină. Pierdându-se legătura între pilot și turnul de control, o misiune de căutare, salvare a decolat de urgență de la baza Mihail Cogălnicianu. Din păcate, veștile terifiante nu s-au oprit. Elicopterul militar IR-330, la bordul căruia se aflau 7 militari români, a pierdut legătura radio cu baza și s-a prăbușit în zona localității Gura Dobrogei. În total, 8 vieți nevinovate curmate mult prea devreme. Cu toții erau oameni tineri, având o viață întreagă înaintea lor. Aceștia au lăsat în urmă familii distruse, copii care se vor întreba de ce nu mai vin tații lor acasă. Nimeni nu-și poate închipui durerea pe care apropiații o resimt acum. Avem o datorie morală față de acești soldați, iar acea datorie este de a ne asigura că moartea lor nu a fost una în van. Este imperioasă o intervenție rapidă și eficientă pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc vreodată pe teritoriul României. În acest moment, o comisie a statului major al forțelor aeriene și parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Constanța cercetează împrejurări în care s-a produs tragedia. Însă, dacă aruncăm o privire asupra aparatelor de zbor, vom observa că elicopterul IR-330 Puma nu dispunea de tehnologie de degivrare a palilor rotorului, avioanele de tip MiG-21 Lancer se află în serviciul armatei române de peste 40 de ani, cu modernizări în 1997 și 2002. Concluzia cred că o putem trage cu toții. Modernizarea capabilităților armatei române nu mai poate aștepta nici măcar o clipă. Cu fiecare secundă care trece, viețile a sute de militari sunt puse în pericol pentru că își îndeplinesc datoriile zilnice în aceste sicrie zburătoare. Programul de guvernare în domeniul apărării abundă de referințe privind nevoia unei finanțări adecvate cu ajutorul căreia armata noastră se alinieze rigorilor NATO ale acestui deceniu. Este salutară propunerea președintelui Klaus Iohannis de a majora alocările bugetare în domeniul apărării de la 2% din PIB la 2,5%, însă simpla mutare a fondurilor publice dintr-un buget în altul nu este suficientă. Alocarea de fonduri nu reprezintă o garanție în sine pentru realizarea obiectivelor de apărare. Este esențial ca acești bani să meargă strict către achiziționarea de echipament și tehnică militară modernă, așa cum recomandă specialiștii. Trebuie să ținem minte că nu doar aliații noștri din NATO au un angajament și o obligație față de noi, ci și țara noastră și-a asumat aceleași angajamente și obligații față de aliații. Ori prin reeșaparea echipamentelor și capabilităților militare care au văzut ieșirea de pe poarta uzinei în vremea Uniunii Sovietice și a epocii de aur, ne punem în pericol soldații, apărarea și chiar alianța. Un plan concret de achiziție a unor vehicule, nave și aeronave noi, precum și o strategie în vederea asigurării mentenanței pentru cele aflate deja în uz, nu a fost niciodată mai necesar. Ce se întâmplă cu submarinul Delfinul? De peste 25 de ani stă la cheu pentru că acumulatorii motorului sunt epuizați. Fregata Mărășești, cea mai mare navă de război a forțelor navale construită în România, are nevoie de un amplu proces de recondiționare și modernizare, la fel și fregatele Regina Maria și Regele Ferdinand. Noul pact pentru apărare trebuie însoțit de un acord politic între toate forțele politice responsabile privind modul de implementare, deoarece decizia în acest domeniu nu a fost caracterizată de stabilitate și consecvență. Începând cu 24 februarie, clepsidra schimbării situației de securitate a fost definitiv întoarsă de Vladimir Putin. Timpul nu mai are răbdare cu noi, stimați colegi. Dacă nu vom acționa cât mai rapid cu putință, s-ar putea să ne trezim în postura de a nu mai putea acționa deloc. Vedem cu toții crima pe care o comite conducerea statului rus zilele acestea și dezastrul uman și material pe care îl provoacă în Ucraina. România se bucură de avantajele de a fi membră NATO și de paza bunilor noștri prieteni și aliați, însă alianța e atât de solidă pe cât suntem noi toți, fiecare stat membru la un loc. Am făcut noi, clasa politică, tot ce am putut pentru a avea un stat solid din punct de vedere militar? Părerea mea este că nu. De aceea avem nevoie să ne trezim din starea de amorțire în care ne aflăm și să începem să acționăm concret. Preocuparea noastră principală în următoarea perioadă trebuie să fie alocarea de fonduri pentru asigurarea capacității de apărare a țării. Statul are datoria de a-și proteja cetățenii, iar asta nu se poate face decât cu investiții solide. În caz contrar, riscăm să ne transformăm în propriul nostru dușman. Dumnezeu să-i odihnească pe bravii noștri soldați căzuți, iar familiilor lor să le dea puterea de a trece peste acest nenorocit eveniment. Vă mulțumesc!